Salut și am găsit la un nou episod de Art, nu uitați dacă vă place această serie să lăsați acolo un mare like și un comentariu cu gândurile voastre. Ok, băi, deci eu nu înțeleg treaba asta și nici nu mai suport. A mai apărut un gușter de ăsta, un brontozaur aici la mine lângă baza, adică baza mea e acolo după cum puteți vedea. Gușterul e acolo și nu știu unde mi-a fugit triceratopsul. Ar trebui să fie pe undeva pe aici. În orice caz, m-a urcat aici sus pe stâncă ca vulturul. Să încerc, nu știu, ajunge, hai că a ajuns cu greu, dar a ajuns. Încerc, nu știu, poate reușim să luăm un rând cu zăgeți. Băi, ești nebun? Ok, am crezut că ajunge aici, am crezut că poate să urce și să vină aici sus, dar era culmea. Deși capul lui îl vedeți foarte bine, adică aproape de mine. Văd că are un nou acolo jos și a început o gălăgie foarte, foarte mare audio. Music nu... Ăsta mai așa. Ok, haide să încercăm în continuare. Am niște săgeți normale la mine, nu am nu știu, ceva săgeată cu tranquilizant sau nebunii. Da, din păcate nu am, dar vreau să fac. Bă, gușterul meu acolo e. Bă, gușterul, sper să nu-l ataci, că dacă ăsta te atacă s-ar putea să te cam omoare. Nu prea vreau să moară triceratopsul, dacă știi ce zic. Ia uitați-le, băi, dar are dinți. I-am făcut ceva răni. Să știți că i-am făcut ceva răni. Iar reușim să-l omorâm? Ar fi culmea, adică, uitați-o câta namilea e. Bă, dar se pare că reușim. Bă, nu pe casă, nu pe casă, nu pe bază, că mi-o distrug și te-a naiba. L-am cam pus pe fugă, am cam dat multe săgeți în el. Sper să nu alunec pe aici, că dacă alunec pe aici și m-am dus, ai ideea că m-am dus. În episodul de astăzi am făcut level 39 sau 40, nu știu ea. 40. Și vreau să luăm și noi un pteranodon. Ești nebun? Am vrut să-l omorăm, gata. S-a dus. Bun, și deci am vrut în prima fază să-l omor pe ăsta. Ok, zgomot nebunii, toate cele știți de fapt cum face. Dar cel mai important lucru, de ce am vrut eu să-l omor pe gușterul ăsta, că am făcut iar level, punem la melee, 1, mai punem o dată, ok, am făcut o grămadă de puncte. Deci revenind, important de ce am vrut să-l omor, din cauza că presupun că la cât de mare e, scot multă piele de pe el, sper eu. Acum să vedem, nu știu unde mi-a dispărut ăsta, parasaurul, de acolo. Poate fi căzut, poate n-a căzut. În partea aia, din câte știu și am văzut, este un, de asta să-i zic, un pteranodon de level 32, parcă. Păi aș vrea să îl luăm un episod de astăzi, să vedem, poate reușim să-l luăm fără tranquilizant. Adică, da, teoria mea că dacă leg de picioare mai pot să zboare, da, e corectă. Sunt curios dacă lovesc cu băta, poate adoarme și putem să-l luăm, cine știe. Acum să vedem. Ah, ok, ăsta a ajuns aici. Uitați ou de brontozaur, deci a lăsat guștera. Că mă gândesc că era o femeie din moment ce are ou. Și a lăsat ou aici și îl furăm. Nu știu ce fac cu el, văd că cântărește restul de mult, tati. N-ai cum. Spoil. Mamă, 7 zile, 23 de ore sau cine e, băi, chestia aia. Ia să dăm consum, să vedem cât ne urcă. Avem 60 și... Și ne urcă... și încă urcă. Bă, băieți, am băgat ou ăla, cred că mi-a ajunge 2 săptămâni. De unde? Nu cred. Fug de două ori și gata, adică nu știu dacă pot să urci mai mult de 140. Culmea, încă urcă. Bun, vreau să-mi umplu și nebunia asta. Am făcut, eu am omorât nebunii pe aici și am făcut roșii de carne și de piele. Pielea mă interesează din nou, carnea mai puțin. Băi, ești nebun, deci a urcat 139, aproape 140. Probabil că a făcut 140, dar cum am fugit eu s-a mai consumat. O grămadă de calorii putem spune că a conținut acel ou de brontozaur. Hai să vedem să îl omorâm pe acest gușter. Din nou vă reamintesc să lăsați și voi acolo un like. Am văzut că mulți îmi cereți această serie, așa că lăsați și voi un like să vedem câte like-uri putem face. Nu știu, facem 150-200. Am primit, bă, o grămadă de piele, o grămadă de carne și am primit și chestia asta. Și că chestia asta mă ajută cumva pe mine să dau tame mai repede, mă gândesc eu, cred. Din câte am văzut, avem 200 și cu 60 cu 200, ok, hai să mergem aici și scriem Pteranodon Saddle și avem, băi, prostia e că avem nevoie de chitină de aia pe care o obțineam, nici nu mai știu de unde, parcă de la broaștele alea țestoase, parcă, dacă nu mă înșel, și avem nevoie de 75 de din alea. Durere, mă, băi și fete, încercăm să obținem, să vedem dacă iese, să fie bine, să nu fie rău. Pe tine, acest așa,
Stai, nu voiam să intru în foc nici de cum în altă parte. Carne nebunii de-astea stricate, poate de fapt pot să te arunc, drop. Am... Asta e cheratină. Ok, și eu am nevoie pentru aia, din nou ne uităm de chitină, parcă, nu? P-p-p. Tu erai, da, tu erai, nu. De fapt nu erai tu, tu erai de parazaur, tu erai de ăsta. Ok, chitină și asta este ce am eu în inventar. Două secunde. Cheratină. Ia să vedem câte drăcii de astea avem. Că am văzut că totuși le recunoaște. Mai avem 16 pe aici. Nu știu de unde, sincer, să fac rost atât de bine. Din nou, am impresia că de la testoase, oarecum. Cred. Bun, avem până acum 29 și avem nevoie de 75 de din astea. Băi, 75 o să însemne destul de mult, zic eu. Mai mult de o grămadă, mă gândesc. Asta deja se strică, în pușca mea deja se strică, nu-i bine. Hai să o punem aici, o punem așa. Se prăjească ea repede. Și să-i dăm așa. Bun, ai... Tam, mai băgăm și niște carne aici, la prăjit 40. O să bag și în chest aici niște cărniță. Pentru că nu o să am nevoie de ea acum, cel puțin. Ia să vedem, se prăjește. E bine, se face carnea. Ok, o să mai bag niște lemn. Clic, știu. Ok, s-a prăjit și are, nu-mi zice cât. Ideea e că, aba nu, asta e. Ok, pe asta hai să o mâncăm. Cât timp are până se face? O, 44 de minute. Lejer, pe asta o ținem și în inventar. Bun, unde sunteți voi, măgușterilor? Acces inventorii și vreau să-ți bag ție niște carne. Doar ce tu o să vii cu mine și tu o să vii cu mine, că o să am nevoie de tine. Deci am nevoie de gușterul ăsta? Pentru că e masiv, de aia. Cel mai mult din cauza că e masiv. Ok, o să arunc toate nebuniile astea, cum sunt bam, 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 și pe tine, și pe tine, și de-astea, și de-astea, și de-astea, și de-astea, și de-astea, și drop la ăstea. Deci, nebunile alea le lăsăm și pe tine, te aruncăm și pe tine. Vă că am trei chestii. Hai să zicem că le lăsăm pe alea. Bun, o să vreau să mă urc pe parazaur ca să ajung mai repede. Mergem în partea antă. Ba nu, nu mergem în partea antă, mergem în partea asta. Încât țin o minte, în partea asta, din nou, din ce mai am te parcă pe acolo erau cea mai multe testoase. Să vedem dacă mă înșel sau nu mă înșel, sau dacă chiar am avut dreptate și de aia e, mă. Ia, deci așa merge normal, așa fuge. Normal. Ah, e ok. Mă gândeam că nu merge shift-ul dintr-un motiv sau altul să alerge, da? Nu, văd că merge, e ok. Băi, fraților, și vreau să menționez pentru cei ce au spus aici și sunt interesați de fapt de acest subiect, am decis să îmi vând placa de bază și procesorul. Am pus chestia asta pe comunitate, să vedeți și acolo. Cei interesați, dați un mesaj pe Instagram, deci nu cu tâmpenii, discutăm acolo preț, numai că sunteți chiar interesați. Dau placa de bază plus procesor, deoarece vreau să fac un upgrade, să mai bag eu ceva bani și să facem un upgrade, deoarece, da, la unele chestii mă cam trage în urmă puțin procesorul din cauza. Mă, procesorul e bun, dar pentru live-uri și nebunii și ce vreau să fac, parcă vreau ceva mai mult. Deci toate chestiile sunt în perfectă stare, n-au treabă, numai ce au fost utilizate de mine și atât. Adică toate chestiile, procesorul și placa de bază. Procesorul este un i5-6600 de 3,3, cu asta e frecvența inițială, ajunge până la 3,9. Și placa de bază e un Night Elf 240BM sau ceva pe acolo. Oricum, ideea e că e compatibilă, totul merge bine. Adică e sistemul pe care rulez eu acum totul. Deci nu, dacă sunteți interesați, aveți acolo Instagram-ul meu în descriere la videoclip, îmi dați un mesaj, băi, atunci sunt interesat, discutăm și vedem dacă ne rezolvăm. Trimite o curier către voi, deci nu e nicio problemă. Hai să apelez la metoda asta și să vă anunț prin intermediul videoului și al YouTube-ului, deoarece mi se pare mai ok, părerea mea, adică nu. Dacă vreți, filmăm conversația, nu știu, pe e-mail, orice, adică nu dau țeapă, ideea asta, ideea că și vreau oameni serioși, că n-am nevoie de, nu știu, să zic așa, copii care nu m-a scris să se afle în treabă, nu, deci chestia asta e serioasă. În caz că sunteți interesați, dacă nu sunteți interesați și nu vă interesează, pur și simplu nu dați mesaj. Simplu. Ok, trecăm peste. Haideți, uite, ăsta e focul meu, mamă, de când e focul ăsta aici. Ba, mi-am dat level 19, de unde că am dat un topor, a căzut dodo ăsta, săracu. Crouch,
ne uitam așa spre el. Bun, deci am luat cheratină de asta de la Țestoasa, am avut dreptate, doar că din nefericire Țestoasa Celestia văd că nu mi-o oferă atât de mult. L-am lovit? Ne, nu l-am lovit. Tura asta. Băi, trebuie să trag mai... E, băga-mi ea și piciorul, ia. Să-mi pierd săgeți degeaba. Uite, uite gușterul. Așa. Unde-i Țestoasa? Țestoasa-i... Hai, urc pe tine. Atacă-mă, că nu-mi faci. Și naiba poți să-mi faci, pe bune. Nu-i ta mai gușterul pe lângă tine, adică... O, băgăm și piciorul, că nu-l nimeresc. Hai să mergem puțin înspre mal, că nu-l nimeresc în apă, că se tot... Nu știu, se învârte în jurul meu și nu-mi place deloc treaba asta. Mă, ok, bun. Te-am prins. Bam. Un hit. Două. Mă, ideea e că nu prea are șanse, că nu mă poate atinge. Din păcate pentru el. Mamă, l-am băguit atât. Acum mă atinge, ceea ce îmi convine oarecum, că mie nu-mi dă damage. Iar eu pot să-i dau destul de mult damage așa. Ok, haideți că am omorât un pește ceva din câte am văzut și Țestoasa. Gata, ai murit și tu. Carbonemesis. Carbonemis pe acolo, pui mei. Acum, Carbonemis, ok. Gheratină. Băi, nu știu, fac... Ok, la următoarele o să încerc să le omor cu... Asta e să-i zic. Adică nu să le omor, să le iau pielea cu pickaxe-ul. Poate, poate. Știu că în partea asta, deci în partea asta că mă duc, e un titanoboa. Știu chestia asta, sigur. Haideți, bă, pentru video mă duc. Deși posibil să-mi iau mare bătaie. Da, încerc să mă duc. Ok, așa. Vreau din interpărsăm. Deci în pădurea asta pe aici e un titanoboa. Ultima oară când am trecut pe aici am dat de un titanoboa. Câtă viață are gușterul? Că sunt curios. Trebuie să... Băi, hai, mai refăzi viața unde alta, dar... da, nu-i bine. Eu câtă viață? Stai că asta e viața mea, de fapt, nu? Ba nu, era și viața lui, da. Refăzi viața, nu știu, bag niște de-astea să-ți refaci viața. Mă gândesc că dacă... Dar de fapt, pe mâncare ești full, ok? Eu, stai, cum sunt? Food așa... Bă, mă gândeam, dar nu o să bag asta încă deocamdată și nu. Bun, vreau să intru puțin în gușteri, adică să intru în gușteri, dar să intru, să accesez puțin 2 secunde, cum era E. Așa, pasiv, attack your target, ok. Deci vreau să atace targetul pe care îl selectez eu. Aici, pasiv, attack your target. Bun, asta înseamnă că dacă eu atac titanoboa-ul, ar trebui să atace și ei titanoboa-ul odată cu mine. Sper. Sper să nu mă dea pe jos. Are venin. Aia mă enervează. Are venin. Da. Bă, pe aici știu că se mai plimbă și un raptor. De aceea mă încântă foarte mult dacă mă întrebați, da? Ia, un bola. Cum facem un bola? Putem? Îmi trebuie fiber. Da, e și nici și avem aici, cred că fiber, nu? A, nu, ăștia sunt copaci. A, uite, încă un dălat de unde putem face rost de piele. Destul de mult în caz de cioabă. De pe aici văd că nu pot să fac rost de fiber. Tu, nu? Tu? Ok, tu ar trebui să-mi dai. Nu foarte mult din câte observ, dar e ok, că încet, încet, mână de la mână, tu dai fiber, zic că dai fiber, perfect. Facem un bola, nu de alta, dar dacă facem un bola și vine raptorul ăla, putem să-i o facem la raptor, putem să... Nu, asta voiam să... Hai mă, vreau să te călăresc, te rog eu frumos, da, să nu ciuată. Ok, deci vreau bola asta și putem să-i o facem la raptor în caz că ne atacă. Știu că era un raptor pe aici, nu știu dacă a sărit după mine în apă, ultima oară, parcă a sărit după mine în apă, da? În orice caz, poate prinde raptorul, băgăm bam, bam, două, trei băte peste cap și poate ne facem și un raptor de companie. Mai se vede că am luminat, deși, na, luminositatea mea stă normal la 2 pe timp de zi. De din cauza la zăpadă, ia că vreau să trec. Hai că vreau să trec, am zis, atât. Și hai să, nu știu, poate găsim și titanoboa-ul ăla. Se aude ceva. Să fiu sincer cu voi, se aude ceva pe aici. Bun, nu mai vrea să fugă. Obosise gușterul. Plus că vă care și ceva, adică destul de greu în inventar apare în fructele astea. Cântărește ceva. Cântărește ceva, de fapt. Pă, unde e? Era pe aici titanoboa ăla. Pe bune, acum când vin cu brigada, nu-l găsesc. Aia, știi ce? Mai iau la scandal cu tine, asta. Atât voiam. Așa, atacă.
Dă-i și tu parazaur. Îmi dau și eu. Sper să nu vină Titanoboul, că dacă vine nu prea, cred că nu o să fie chiar atât de șmecherie. Sper să nu îmi leșine totuși dinozaurul. Bă, ăsta ce level o fi având? Că dau ceva în el, dă și bușterilă. Bă, sper să nu moară gușterile. Că n-ar fi prea drăguț. Ok, nu prea mai are energie. Du-te mai încolo, că... Bă, gușterile, nu te mai băga tu să-i dai, că tu nu prea ai viață. Câtă viață? În câtă viață te-a lăsat guștere? Sper să nu apară acum atâta în bou. Da, uite, de asta nu-mi place că te bași tu în luptă. Știi ce? Tu... Te setezi unde mi-ești. Nu aici, scuze, aici, la attack your target, bun, tu vreau să fii pur și simplu pasiv, nu vreau să te mai idei că văd că nu o duci bine. Keratin 2, 4, da, nu e o mare diferență, deci mai bine dau toporul, bine de știut, am făcut level și pe gușter, hai mai bag și unul la viață, că de ce nu, level 30, am făcut 30, bun, dacă tu suntem aici, aș vrea și eu niște Titanoboa. Vreau să văd, vreau să mai iau de el. Să le iau puțin în coarne. Pentru că acum am ocazia, pot și aparent nu-l găsesc. Deci titlul, în căutare de Titanoboa. Vreau puțin să le iau în coarne, sunt curios ce îmi dă dacă îl omor. Opa. Văd acolo o coadă. E vreun brontozaur sau... Da, ce mai probabil e. Deci din nou, pe ăsta, tu ce level ai? Ah, e level 1. Tu ești o pradă ușoară pentru piele. Level 1, chiar n-am ce face cu tine. Iau numai pielea de pe nu, și pe piele, băi, bună și asta. Ne urcăm înapoi pe ăsta, dacă ăsta e baza. Pe el ne bazăm, are viață destul de multă. Pot să zic, ce-i în partea aia? Uite, ăla ești că e un cal de apă, ceva, habar n-am. Ăla e un sarcosucus în apă. Habar n-am ce e acolo. O, dar mai mulți gușteri de ăștia văd. Cred că e un de ăla. Ia uitați Titanoboa-ul. Ia că se luptă cu dăia mici. Băi, mie mi-ar fi ok să sar, adică... Eu sări cu încredere dacă știi că gușterul ăsta sare. Dar mie să nu-și ia mare damage. Așa că cel mai probabil ne urcăm pe tine, că ți-ai făcut viața, că ai și viteză mai mare, și facem un înconjur, punem de la Titanoboa acolo, înconjurăm zona. Dar de ce nu? Îți mai bag și ție în viață. S-ar putea să mai ai nevoie. Chestia aia nu cred că e agresivă. Chestia mare, nu știu cum se numește dinozaurul ăla. Din câte pare, nu pare agresiv. Pare erbivor totuși. Dar nu știi niciodată. Hai, vino și tu că am nevoie. Tu ești baza aici. Opa, ia uite ce am văzut noi acolo. Un Titanoboa. Atât. Pe tine te căutam, guștere. Și bă, mai e ceva lângă el. Și dinozaurul ăla nu-mi place cum arată. Ăla e un sarcosucus. În caz că nu v-ați prins, ăla e un crocodil. Deci e un crocodil cu un dinozaur, o combinație. Tu ce ai, bă, ești? Nu știu că nu pot să-ți văd denumirea. Nu m-aș pune sincer cu... Ai, deci l-am prins pe Titanoboa. Dar nu l-am prins bine. Nu l-am prins bine că e și sarcosucus ăla. Hopa. I-am dat hit. Vine. Ăsta vine. Iau, băi, să-mi bag picioare, am băgat un hit, s-a dus în sânge. Băi, și l-am făcut să sângereze tare. Din câte pot observa. Nu prea aș vrea să te omor, să te ucina. Bam. Nu. Băi, asta-i, s-ar putea să am șansă să-l omor. S-ar putea să omor un sarcosucus, sunteți nebun? Zic eu. Că văd că nu pot să mă atace. Dar cred că dau un el de mai naiba până-l omor. De el nu-mi dă damage, e important.
Bă, omorâm un sarc, o sucus. Dacă... Bă, dar Titanobau a fost ușor de omorât. Sincer, fără niciun mișto. Chiar mă așteptam să fie, nu știu, o luptă mai aprigă cu el, dar aparent... Aia e! Cât de tari suntem, am omorât și un sarcosucus. Bă, unul era ton, mă, nu vă puneți cu el. De când mi-am luat gușterul, nu mai se pune nimeni. Ia să vedem ce avea ăsta în inventar. Niște Titanoboa, venin de Titanoboa. Ce facem cu veninul? Nu știu dacă mă întrebați. Ora, băi, 7 și... Nu prea-mi place zona asta, pe timp de întuneric. Încem, dar ia să vedem ce ai în inventar, că ai și tu inventar. Pe bune? Adică, serios? Bă, nu te cred. Și... skin. Piele de sarcosucus. Și are și unelte, adică un crocodil ce are unelte la el, adică... Bă, nu vă puneți cu el. E bine că avem un ex. Bam, și bam, și bam. Altceva dai? Ok, am crezut că dai ceva, nu știu, cheratină de aia. Am primit niște carne primitivă. Cine e chestia asta? E moartă. E un moluscă uriașă. A, tu îmi dai chitină, n-am nevoie tura asta de așa ceva. Ăsta e inventarul la sarcosucus. De păsări de astea n-am nevoie de ele, n-aș fi... Bravo! Bravo, bună treabă! Aoleu, mai vine una. Bă, sar... Îmi bag piciorul că i-a dat un hit, a zburat-o. Deci nu văd unde e. Bă, să nu mai iasă vreun Titanoboa sau altceva din apă, că nu prea îmi place. Da. Ok, hai ne urcăm pe gușter. Pe gușterilă. Ăla e un gușter mic, n-avem treabă cu el. Bă, important e, am fost la vânătoare de Titanoboa, am murit un Titanoboa și am murit și un sarcosucus. Păi mai două naibii, unul era ton, mă, n-ai cum. I-am dat-o. Sunt profesionist, n-am vezi cum. Ai vezi tu? Degeaba, e foarte bun triceratopsul. La chestia asta, da, e chiar foarte bun. Tu ce ești, mă? Chiar sunt curios de ce ești tu. Ești un... para... Pui mei câte miști. Paracentaur. Mama lui e un paracentaur, nu habar n-am ce. Că se mișcă. Și încă n-am găsit cristale de alea. Din câte am văzut se găsesc undeva pe munte cristalele alea, dar avem nevoie de un pteranodon să ajungem pe munte. Din nefericire. Și pentru pteranodon avem nevoie de o șa. Că degeaba facem noi rozel, că mă gândesc că pot să las inconștient și dacă dau cu băta. Nu am nevoie de narcotice de alea neapărat cu nocoar, cu nebunii. Dar cine știe, oricum o să încercăm pe unul mic să vedem. Nu încercăm pe ăla de level 32 că nu vreau să-l omor. În orice caz, avem nevoie de cheratină de aia ca să facem sedelul, așa-i? Ia, pteranodon. Avem 32. Bune, am 32 de... Alo, bă, stai, ia uitați-vă, chitină sau cheratină? Deci cam același lucru. Bun, păi facem, pe episodul de azi facem. Trebuia să mă uit mai atent. Nice. Super. Opa, cu cine se... luptă gușterul meu. Asta nu are. Păi tu n-ai în inventar? Ai rămas fără fructe. Nu prea-mi place, ai rămas fără fructe. Bă, unde ne-aș putea să iau fructe pentru tine? De aici? Ai vii? Bun. Dacă vine și el eu, am băgat așa, tam, una, alta. Am zis că mai stăm până mâncăm. N-am mai găsit raptorul. Bă, acum era bun raptorul, că și pe ăla l-omuram. Eu așa zic că reușeam să-l omorâm. Adică, în momentul de față, suntem destul de OP. Bine, nu cred că reușesc să omor un... de ăsta e să-i zic. Un Spino. Deci la Spino mă limitez. Nu cred că reușesc să-l omor. Bă, da, ia să încercăm cu pteranodon ăsta de aici. Vine triceratopsul. Trebuie să mergem după el, nu vreau să-l pierd, pe ăla chiar nu vreau să-l pierd, adică... Hai că vine. Mai greu, dar vine. El vine așa, mai încetișor, na.
Are piciorul mai mic. Oricum, după ce facem rost de Tevranodon, adică să-l și putem, să-l putem călări și să plecăm cu el, o să le fac un țarc la gușteriște și o să-i las acasă. Când plecăm în expediții de-astea cu el, îl lăsăm acasă. Ia, ce level? De fapt, nici nu mă interesează ce level. Am mâncat din greșeală. Bun, bola. Ai level 3. Ar trebui să te îmblânzești relativ ușor, ia. O bută în cap. Bă, nu! Bă, nu. Attack your target. Pasiv. Da, mersi. Mersi, fain. Gestul contează. Am uitat. Mă dăm eu și cum eram buzunar să-mi bag. Mai trebuie să craftăm un bow la de-asta. Am. N-am fiber. Bine că pe aici e fiber. Am uitat, pur și simplu chiar am uitat. Ia. Gamma Ma 3. Ca să facem lumină, că na. Timp de noapte, ce să faci? Dacă nu poți să dormi în jocul ăsta, bă, un update consistent ar fi faptul, nu știu, să se bage, să poți să dormi. Aș aprecia super mult în jocul ăsta dacă s-ar băga treaba asta. Da, na. Craftoan. Bun. Bun, am mai craftat una, o avem aici pe 7, iar am mâncat din greșeală. Aia să fie problema. Hai să vedem, poate mai găsim unul pe aici, pe drum înspre casă, că văd că mai plimbă gușterii. Deci poate mai prindem unul. Ah, tocmai ce s-a ridicat unul de la sol. Chestia asta nu cum. Deci ce acolo? E o țestoasă? Bă, ar fi... Da, cred că e o țestoasă și e super că e o țestoasă acolo. Lux. Din cauza că noi cam avem nevoie de țestoase. Ia să văd, e o țestoasă sau mă înșel? Da, chiar e o țestoasă. Bun, dacă tot ești o țestoasă. Bă. Unde fugi, nu mai fugi. Asta că nu știam de unde vine spre mine. Aoleu, ce scup! Mamă, ce pești mari! Fugi, raton! Fugi! Tu te mă pui mei de aici. De delfin, balenă, ce ești tu? Ce treabă ai? Ne lasă, mă, n-ai bine pace. N-am treabă cu tine, n-ai treabă cu mine, simplu. Mai fac level pe el dacă îl omor, când stau pe el și lovesc de aia, mai fac și mai omor de pe el. Mai urea că voi acum nu vedeți. Ia uite, avem un teren bun acolo. Dacă l-am prins aici, gata. Bun, și mai facem rost de... Nu urca! Nu urca, Vidra! Am văzut Vidra! Ați văzut-o, normal că ați văzut-o. Asta mai are... Tu trebuie să ai carne de pește. Vidra, mă băieți, Vidra! Mamă, dacă îi dau tame la Vidra aia să... Unde naiba s-a dus? Băi, unde e Vidra? Nu te vreau, păi, ne vreau Vidra. Bun, ținem becul în mână. Da, glumesc și eu cu becul. Bă, unde s-a dus, mă? Bă, unde te-ai dus, mă, Vidra, mă? Bă, nebunesc, unde te-ai dus? Stai că asta mai are carne, el, așa e? Hide. Bun, da, unde naiba s-a dus? Nu cred că o să... Băi, o să stau odată să-mi bag piciorul în zona asta. Dar nu stau și păzesc zona asta până văd iar Vidra. Atunci o și omor. Mi-am luat carnea de pește degeaba la mine. Era aici adineauri, băga mi-aș piciorul, adică am zis că ne ocupăm de Pteranodon, am văzut Vidra și a fugit Vidra. Să ți zic nurcă când o văd. Da, știu, e o Vidra. Dar putea să fie totuși în apă. Cine știe. Hai să mergem una alta să luăm și noi un Pteranodon, să încercăm din nou. Dacă s-ar pune vreunul pe sol și nu pasărea, mă, pe bune, un crom, compi. Păi, pe ăsta nici l-am atins, să-mi bag piciorul și-a murit. Atât de profesioniști suntem. Profesioniști, mă, nici nu l-am atins și-a crăpat. Ne-am tors în mânuță și ne mai plimbăm pe aici. Una, poate găsim și noi Vidra sau măcar un Pteranodon iară. Am zis că sau sunt partea aia gușterii. Ok, hai să-l călărim pe gușter. Al nostru... Mamă, bă, dar pasărea e mare sau mi se pare mie că e așa pe timp de noapte?
A, era un dodo. Nu știam cine face gălăgie, dar era un dodo pe felie. Hai mă, poți să vii? Nu, no, el s-a blocat, domne, el nu poate să vină. În ce pui mei te-ai blocat de nu poți să vină? Un copac și nu știi să faci așa. Jap, jap și aia a fost. Îți mai băgăm un pic în greutate. Bun, deci știm totuși acum că putem face și cu chitina aia sedălul, ceea ce e foarte bine. O să mergem pe partea întâi și o să omorâm crustacee din alea ca să facem rost de chitină. Văd că mai am ceva chitină de aia acasă, deci e foarte bine. M-am un triceratops. M-am mutat și cu al meu triceratops cu altul de level 20 un pic. A reușit să îl învingă. Ușor, deci destul de ușor a reușit să îl învingă al meu. Degeaba e foarte bun, mai ales dacă are level. Aș putea să mai iau unul să-l îmblânzesc, să-l țin numai așa după mine, da? Nu știu acum. Level 4, las că nu ne dăm la tine. Te lăsăm, tura asta te lăsăm în pace. Bă, eu văd destul de bine din nou, nu știu cum o să vedeți voi pe video. Eu văd destul de bine și pe obiect se vede decent. Opa, uite domne, în zona asta sunt gușteri și zona asta e mai așa mai plată. Poate găsim cristale. Poate găsim cristale pe aici. Ar fi super dacă am găsit niște cristale. Nu. Că pare o zonă de asta în care ai putea să găsești. Ce n-ai băsit chestiile apă jos acolo? Ce înfugărește mie? Bă, nu, 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 nu. Și bam! Titana nu știu. Ce n-ai băsit sunteți, mă, voi? Sunt albine, ceva uriașe. Ia uite, din nou, din nou, unde ești? Unde ești, gușter? Am zis că te prind. Am zis că te prind. Nu, nu l-am prins. Că nu văd, n-am teranodon încă. Voi aveți ceva în inventar? Deci inventar nu aveți. Îmi dai chitină. Îmi convine. Dar azi că am venit așa, cam par și vește să mă atac. Să mi-a atacat de fapt gușterul. Că rămas atacat pe mine. Ia, cred că putem să luăm metal din grămezile astea de piatră. După aici, să vedem. Bun, intrăm un Torperson, Stone, Flint. Bun, metalul nu-i prezent. Facem rost de Flint, în schimb. Na, decent. Parcă au niște lup. Nu, nu, nu. Cu chestia aia nu mă pun. Nu știu cum se numește, dar știu că e foarte, foarte periculoasă. Dar nu mai știu cum se numea. Nu cred, nu era un giga. Bă, nu știu, dar știu că e foarte periculoasă nebunia aia de dinozaur. Din câte mi-au eu aminte. Așa că nu ne punem cu ea, pur și simplu îl evităm. Nu știu cum ajungem acasă, dacă mă întrebați pe mine. Dar important e să îl evităm. Tu ce level ai? Pune-te pe jos. Pune-te pe jos. Bă, am zis te pui. Bă, ăla. Nu știu, ajunge acolo. Astea mai și cad? Ok, nu cad. Nu-i bine, crafting ia bola. Nu știu dacă un bola de ăsta, dar mă gândesc că totuși n-ar reuși să țină un gușter din ăla. Și în același timp mă gândesc că ar putea să-i facă față triceratopsul meu să reușesc să-l omor. Dar n-aș vrea să-l omor. Ia, bola din nou. Bola. Asta mai lipsea. Se plouă. Toate bune, toate frumoase. Ploaia lipsea din peisaj. Nu, trebuie să am grijă cum mă duc pe lângă ăla, că nu prea aș vrea eu să am contact cu el. Da. Iar am dat pe lângă bola. Mamă, îmi lipsesc și pietre. Dar facem rost de aici de pietre, cred. Ban. Nu facem rost de aici? Hai, încă două pietre am nevoie. Cu toporul parcă făceam rost de piatră. Da. Am, dai cu toporul, faci rost de piatră. Inteligent, ce pot să zic. Bola, iarăși. Ok, acum... Unde e teranodonul? Mamă, păi acum nu mai vedeți nimic, da, mă scuzați pe mine că nu mai vedeți nimic. O să vedeți acum ceva. E aiurea, nu știu dacă pot să dau gamă mai mare. Gamma 4. Dar deja parcă... parcă ajută puțin, parcă mă ajută și pe mine puțin. Dar nu știu cât de mult. Bun, hai că te-ai pus jos.
pe pujos, sper că tura asta să te nimeresc. Da, unde mai fugi, băi? Păi fugi o dată, fugi de două ori, dar mai stai, nebi, cu minte. Ia să-mi, pot să adorm? Ba da, pot să-l adorm și așa. Ok. Mai ușor decât cu săgeți, cu nebunii... Tail. Cu carne, din câte știu. Trebuie să dăm carne și dăm tail. Parcă nu, că tu ai fi carnivor, guștere. Taming. Zero. Bă, și se duce rata aia de să mai fii inconștient. Nu prea mă încântă. Luăm niște narco de-astea. Ia că îți iau puțin din mâncare. Bă, ce n-ai bătu? Nu ești... ești erbivor și mă înșel? Dar n-ar trebui. Ar trebui să fie carnivor. Ar trebui să fie nebunea asta carnivoră. Așa... Ia să-ți bag niște de-astea, consum. Tu nu e ok, tu trebuie să consumi. Ok, crește chestia asta, bă, dar din nou ar trebui. Deci... Consum. Cred că am mâncat eu mai degrabă decât să fi mâncat el. Bun, hai să mâncăm chestia asta, că oricum se strică. Să vedem cât ne urcă, 45 și ne uităm. Mă, asta nu vrea să își ia, să-i zic. Cred că am nevoie și de narcotice de alea alte ca să-l iau, adică eu i-am dat-o așa, că s-ar putea să am nevoie de narcotice în sensul de, stați că vă arăt imediat. Narcotic, nebunie de asta. Cred că aș avea nevoie de o nebunie de asta ca să pot să-l iau totuși, mă gândesc. Uh-huh. Am dorm aici, dar nu-și ia taming. Orice aș face nu-și, adică pot să adorm în continuare, dar nu vreau să-și ia taming. Ok, știi ce? Foarte simplu, legam cât de cât n-am nevoie. Dacă nu poți să-ți dau taming, nu te las în viață, de alta, dar mai iau o piele de pătine dacă mă înțelegi. Ok, perfect. Bun. Dacă toți suntem aici, hai să deschid inventarul la gușter și băgăm toate nebunile. Băgăm lemnul, băgăm pielea, multă piele, băgăm asta. Asta, alt lemn, o grămadă de flint, carne, că nu vreau să te strice la mine, bag și carnea asta înapoi. Și nebunia asta, băi, am luat fructele la gușterile ăsta, Antu. Hai să-i dau niște fructe, că nu vreau să aibă ce să mânce. Și nu vrem să moară de foame. Băi, ți-am luat fructele, am usat câteva, așa că îi mai arunc niște fructe. Din nou, eu știam că... Îi dau tame cu carne. Nu știu de ce n-am mers, poate chiar aveam nevoie de narcotice, habar n-am dacă mă întrebați. Dar o să mă informez eu pe episodul aviator oricum. Atunci o să fie sigur că îl prindem. Măcar episodul ăsta, băi, episodul ăsta am omorât o grămadă de dinozauri. Am făcut level 43, ceea ce e super bine. Am omorât un brontozaur, un sarcosuchus, un titanoboa, multe țestoase de alea. Uite gușterul. Bă, v-am zis, mi-e o frică așa să mă apropii de el. Că bate-o la pariu cu voi că la mă mănâncă. Ok, s-a oprit ploaia. Bă, da, se vede ok cu gama 4. Băi, ăla s-a blocat acolo, bun. Aia să zici că e bine. Dar nu-mi convine mie că s-a blocat a meu aici. Hai, poți? Hai, urcă. Ușor, sau treci prin piatră. Dacă ți-e să convine. N-ai nicio problemă, doar să nu te pui cu ăla, doar să nu te pui cu ăla, că s-ar putea să te pierd. Și totuși am investit în tine niște level și... Da. L-am cam taie calea în puii mei să cobor. Abanul că pot să cobor pe acolo. Să putem face stânga și să fie bine. Ok, facem stânga și să fie bine. Am crezut că îmi taie calea, văd că pot cobori și pe aici. Din nou, fraților, facem rost de Pteranodon episodul aviator. Măcar episodul ăsta ne-am luptat, am făcut nebunii. Ia uite, acum observ că am făcut 40 de minute de video. Cred că ar fi okay să punem coada acestui video aici. Nu uitați de chestia aia cu placa video, placa de bază și procesorul. Mesaj pe Instagram, nu uitați de like, subscribe și comment, vă mulțumesc că ați apăsat, presupun, mă gândesc că ați apăsat deja. Nu uitați să dați pe clopoțel, să intrați pe grupul Discord din descriere, să primiți notificări duble în caz că nu vă trimite YouTube notificări. Și noi ne auzim pe dățile aviatoare, eu am fost Ratonul, multă baftă și era, de fapt, Triceratops nu vine.
Ok, îl aștept eu să vină și ne auzim. Baftă!